oh Mersiți oamenilor buni și frumoși, Doamne ajută tuturor, iubiți credincioși și dragi telespectatori, iată-ne și împreună la capătul acestui post sfânt și mare și binecuvântat, de care ne despărțim greu, dar mai avem înainte o săptămână specială, să spunem, săptămâna Sfintelor Pătimire ale Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o săptămână care de fapt este esența sau, dacă vreți, roada vieții noastre duhovnicești, așa cum putem spune că fructul este roada a pomului fructifer, fructul cel bun și dulce este roada a pomului fructifer, tot așa săptămâna Sfintelor Pătimiri, încununată de învierea Domnului Dumnezeului nostru Isus Hristos, este roada cea bogată, cea duhovnicească a vieții noastre duhovnicești de peste an. Și dar așa cum am spus de la începutul acestui uh, moment binecuvântat care este începe uh, cu câteva cu trei săptămâni înainte de Sfântul și Marele Post, uh, încălzirea duhovnicească, să spunem așa, perioada triodului, urmată de postul propriu zis, care ține până, iată, până astăzi, dragii mei, iar începând de astăzi, din seara aceasta, de la Denia, din seara aceasta și până uh, sâmbătă, avem săptămâna Sfintelor uh, Pătimiri. O perioadă cu totul specială, după cum vom vedea. Astăzi însă un popas duhovnicesc, să ne tragem sufletul, măcar că ni se pare sau este îndeopște cunoscut că astăzi poporul creștin și român sărbătorește, îi sărbătorește pe toți cei cu nume de floare, pentru că duminica de astăzi se mai numește în popor și duminica floriilor sau duminica stâlpărilor. De asemenea însă trebuie să știm că astăzi este intrarea Domnului în Ierusalim este un moment absolut excepțional, un moment de uh, cotitură. De fapt, el urmează unui moment, uh, unei minuni uh, copleșitoare și anume, anume minunea învierii lui Lazar. <coughs> Vă rog să mă iertați. După cum vom vedea, deci, dragii mei, uh, Sărbătoarea de astăzi este o consecință firească a unei minuni săvârșite de Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Isus Hristos, cu care, dacă vreți, încheie, să zicem, seria de lucrări, încheie în sensul că atât cunoaștem noi și că săptămâna aceasta se vor face minuni nenumărate, dar care nu mai sunt consemnate de evangeliști, deși Sfântul Ioan Evanghelistul spune că a făcut multe și mii și mii de mii de minuni, care dacă ar fi scrise în cărți, n-ar încăpea în toate bibliotecile lumii sau în toate cărțile lumii, minunile făcute. Așadar, însă, totuși, putem spune că, începând de astăzi, Domnul intră într-o altă dimensiune a lucrării sale duhovnicești, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, care este cea mai concentrată. Cum am spus, este fructul, până la urmă, rodul vieții noastre duhovnicești, dacă înțelegem. Pentru Duminica de astăzi, în care, sigur, Biserica din toată lumea, Biserica a toată lumea, să spunem, Biserica Ortodoxă, sărbătorește, prăznuiește intrarea Domnului în Ierusalim, o intrare triunfală, ar spune unii, înțelegem triumfală prin felul în care s-au manifestat oamenii, dar avem pe cineva, în toată această mare de entuziasm, avem pe cineva care rămâne serios, rămâne încruntat și foarte, foarte trist. Deci, în această exuberanță generală, în această veselie generală, în această, cum să-i spunem, petrecere generală, în urale, în osanale, în nădejde de mai bine pământesc și lumesc, iată cineva și nu oricine, vom vedea cine rămâne consecvent, rămâne apăsat, pentru că știe exact ceea ce va urma. Aceștia care astăzi strigă osana, o sana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Iată că aceștia vor striga peste numai câteva zile, dragii mei, ial, ial răstignește-l, fiind preferat un tâlhar, baraba, în locul uh, Fiului și Cuvântului Dumnezeu întrupat, care este Mesia, Mântuitorul Lumii. Asta, aceasta va fi alegerea lumii după ce, iată, avem trei ani și jumătate în care n-a trecut o clipă fără ca Dumnezeu să nu se săvârșească o minune în priveliște, adică pe care să o vadă toată lumea. De n-aș fi făcut minunile pe care le-am făcut în tine, Israele, sau dacă ar fi văzut alții minunile pe care le-am făcut în tine, ar fi căzut la pământ și ar fi crezut, dar tu, Ierusalime, de câte ori am vrut să te adun așa, să te ocrotesc, așa cum își ocrotește cloșca pui, iar tu nici de cum n-ai primit. Iată, deci, dragii mei, că intră Domnul în Ierusalim, deschide Domnul Ierusalimul cel de sus, trecând prin uh, Ierusalim prin Ierusalimul pământesc descrizând tuturor nouă tuturor cale spre Ierusalimul cel ceresc într-o zi atât de minunată de sărbătoare în care și ierarhul nostru împlinește 21 de ani, cred că de la întronizarea ca ierarh la Tomis, ca arhipăstor ca arhiereu la, la Tomis în ziua aceasta ar fi foarte cuvincios să arătăm recunoștința noastră sau măcar prețuirea sau măcar admirația chiar și în secret pe care poate n-am arătat o sau n-am știut să o arătăm sau ni s-a părut desuetă trebuie totuși spus că undeva în interiorul inimii Undeva în adâncul cel de taină și cel sincer care este neviciat de de cleveteala lumii, de zgomotul lumii rămâne în cele din urmă o admirație profundă, rămâne o fascinație profundă pentru viața unui om pusă în slujba adevărului, în slujba bisericii și în slujba oamenilor. Mai mult nu vreau să spun pentru că nu Neșa de bine să facem lucrul acesta mai cu seamă că va trebui să mă spovedesc pentru că am lăudat pe cineva în față. Adică dacă am făcut o public, este ca și cum l-aș fi lăudat în față. Va trebui să mă spovedesc am făcut lucrul acesta. Numai că uh, noi știm cine este rarful nostru și că laudele acestea îl ating exact cum l-au atins și toate uh, clevetelile, toate urăciunile toate răutățile. și dar rămâne doar să spunem atât, mulțumim lui Dumnezeu sau cuvântul acesta pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel, un astfel de erar se cuvenea să avem. Și celelalte le cunoașteți frățile voastre, fiecare în inima voastră, iar dacă nu le cunoașteți, poate că Dumnezeu le va descoperi. Eu mă rog ca ierarhul nostru să rămână pe această linie eroică a înaintașilor săi, a poporului nostru, a neamului nostru, fiindcă aici la Tomis, cu mila lui Dumnezeu, avem o ștachetă ridicată la o înălțime și anume cea pusă de părintele nostru drag, Sfântul Cuvios Arsenie Papacioc. Și... Această înălțime la care a pus standardul părintele, sigur că uh, trebuie să o egalăm, dar după cum părintele a zis, ar trebui depășită. Ei bine, pe linia aceasta uh, îl încurajăm și pe înalt preasfințitul părintele nostru, Teodosie, pe linia aceasta eroică a părintelui Arsenie Papacioc și a uh, înaintașilor săi care au ținut acest popor. Din punct de vedere duhovnicesc pe umerii lor, așa și în altul, să se înscrie cu asupra de măsură pe această, în această salbă de eroi ai neamului nostru. Aceasta e urarea pe care o fac în nume personal și ca și comandant de, de oaste, de corp de armată, să spunem așa, ce pot să-mi doresc mai mult decât să am în fruntea armatei în fruntea uh, luptei, înaintea luptei un uh, erar care nu se teme uh, decât de Dumnezeu și care ne încurajează și pe noi să fim, să ducem lupta cea bună lupta eroică. Cuvântul în al preasfințitului Teodosie însoțit de îmbrățișările noastre smerite, de, de metania pe care o punem și de urări ca Dumnezeu să-i țină arhieria ani mulți și cu roade bogate, binecuvântate și sfințite. Iubiți credincioși, am ajuns în Duminica Floriilor. Iată am străbătut șase săptămâni de post. Am fost martor ieri, la învierea lui Lazar. Aici, în Betania, vine Mântuitorul și intră în casa lui Simon, leprosul, unde l-a întâmpinat Maria, sora lui Lazar, aducând un vas cu mir de nard pe care l-a vărsat pe capul lui. Ea a făcut aceasta ca o recunoștință pentru că l-a înviat Iisus pe fratele lui. Marta era pe acolo și iată Iuda s-a scandalizat zicând, de ce nu s-a vândut acest mir cu preț și bani să se fi dat săracilor? Dar nu pentru săraci îi avea el în minte. De am Mântuitorul a zis, ea a pregătit aceasta pentru îngroparea mea. Și iată, Maria, cu adevărat, cu lacrimi de recunoștință, îi spăla în picioarele Mântuitorului și după aceea, iată, avem cealaltă parte a Sfintei Evangheliei. A doua zi, pentru că mulțimea era adunată în Ierusalim la sărbătoarea Paștelor, veneau mai dinainte, veneau de departe, numai acolo se făcea sărbătoarea solemn. Mântuitorul a trimis și el pe ucenicii săi să meargă în Ierusalim, dar nu oricum. A trimis să aducă o asină și un mânz. Și au auzit că vrea să meargă din Betania la Ierusalim, toți cei care veniseră la Ierusalim pentru aceste zile premărgătoare Paștilor. Atunci Isus a șezut pe mânzul la sinei și s-a împlinit prorocia lui Zaharia, care zice, bucură-te, fiica Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând, șezând pe mânzul la sinei. Oamenii îl întâmpinau cu cântări de bucurie și strigau o sana, fiul lui David. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Unii rupeau ramuri de copaci și de finic și le așternau pe cale. Alții și așterneau hainele lor pe cale. Chiar și pe mânzul la sine au pus haine și Isus a stat peste ele. Și așa a intrat Domnul în Ierusalim strigându-i se Osana. Aceasta se striga împăraților. Osana însemnează mântuiește. Și iată mulți s-au scandalizat de ce accepte aceste strigăte de bucurie care se aduceau numai împăraților. Și erau întâmpinat cu multă bucurie, voiau să-l vadă pe cel ce a înviat pe Lazar din morți. Mulți din cei ce îl însoțeau că erau un alai mare, erau cei care participaseră la învierea lui Lazar din Betania, pentru că ei au rămas acolo să mângâie pe cele două surori, și Lazar era un om cunoscut. Și iată, așa a intrat în Ierusalim, în strigăte de bucurie, în aceste osanale care se aduceau împăraților. De ce aș stat Mântuitorul pe mânzul la sinei? Pentru că a venit ca să cheme toate neamurile la mântuirea pe care el o aduce. Asina era dintre animalele necurate care nu erau primite la jertfă. Mânzul Asini era neînvățat, era sălbatic, precum sălbatice erau și neamurile Pământului, necunoscând pe adevăratul Dumnezeu. Cine nu se adăuga la aceste sărbători? Fariseii care stăteau deoparte și bărfeau gândind cum primește acesta niște cântări și strigăte ca un împărat. Cine este el? De asemenea, mai era unul care nu se bucura de această intrare triunfală a Domnului în Ierusalim. Era Iuda care gândea la vânzarea Domnului pentru risipa mirului pe care l-a făcut Maria, sora lui Lazar, ca un semn de mulțumire. Stâlpările de finic și ramurile care erau așezate pe cale arătau că vine vremea unui nou început, o înmugurire nouă într-o primăvară duhovnicească. De aceea, iată, Mântuitorul intră în Ierusalim, și prorocul Zaharia a vestit toate acestea. Cum zice prorocia, este fiul celei de subjug. Cea de subjug era omenirea până atunci. Și Maria, care l-a născut, era subjugul robiei, dar din acel jug ne va elibera fiul Mariei și fiul lui Dumnezeu care intră în Ierusalim. Sărbătoarea aceasta i-a privit atunci pe iudeii care l-au întâmpinat, dar se referă și la noi. Ierusalimul de atunci închipuia cetatea de sus a Ierusalimului, ceresc. Acum, pentru noi, Mântuitorul se pregătește să intre și în cetatea sufletelor noastre. De aceea, la această sărbătoare, pregătim ramuri prin care și noi vrem să înmugurim viața cea duhovnicească, să intrăm în săptămâna patimilor și să lăsăm toate răutățile, toate păcatele, toate cele care ne-au împovărat viața noastră, păcatele noastre. Această intrare în Ierusalim este și în Ierusalimul nostru. Inima noastră este ca o cetate. În ea vrea să intre Fiul lui Dumnezeu. De aceea, intrarea Fiului lui Dumnezeu, cum se va produce noi? În joia patimilor, când Mântuitorul va așeza cina cea de taină și el va intra ievia în sufletele și în trupurile noastre ca să ne pregătească pentru răstignirea cea dureroasă pentru moartea, îngroparea și învierea Domnului. În această zi se întrezăresc toate momentele care urmează. De aceea se cuvine să o sărbătorim cu toată credința, cu tot entuziasmul, cu toată puterea și dragostea noastră, cu tot ce avem noi mai sfânt și mai bun mai adevărat și mai drept. De aceea, iată, ne bucurăm de toate. Ne bucurăm că Ierusalimul s-a prelungit și vine și în lăuntru nostru. Noi trebuie să ne pregătim să fim o cetate vrednică să-L primească pe Mântuitorul. Ne-a dat mijloace să ne pregătim, să curățim cetatea sufletului și a inimii noastre de toate răutățile, prin mărturisire, prin lepădarea răului, prin dragoste de Dumnezeu și dragoste de semeni. De aceea și noi strigăm, o să mântuiește-ne și pe noi, te primim în inimile noastre, Hristoase, Vino la noi, Doamne Iisuse Hristoase, învinge și păcatele noastre, că ne-am asemănat și noi cu păgânii cei sălbatici, făcând atâtea păcate rele. Dă-ne nouă să ne mărturisim, să ne curățim și să te căutăm și să te aflăm și să te primim în cetatea sufletelor noastre și așa să călătorim pe calea patimilor și a suferințelor, să pătimim și noi cu tine, Hristoase, să murim ca să-și înviem cu Tine în ziua cea plină de lumină a învierii Tale, când este și învierea noastră. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși și dragi telespectatori, mulțumim în al preasfințitului Părinte Teodosie, arhiepiscopul nostru, Părintele nostru duhovnicesc, pentru cuvântul de încurajare, pentru cuvântul de învățătură și pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o pentru perioada ce ne stă înainte, adică cel puțin această perioadă de o săptămână, săptămâna Sfintelor Pătimiri, în care avem nevoie, bineînțeles, de întărire duhovnicească, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că săptămâna ce urmează, cel puțin mă adresez, să zicem așa, fiilor duhovnicești, dar și credincioșilor care ar putea fi interesați de acest cuvânt, săptămâna aceasta este o săptămână mai aspră de post mai aspru, pe alocuri mai negru, dacă se poate, sigur, fiecare, după cum se va înțelege și va avea binecuvântare de la Părintele Duhovnicesc. Deci, în niciun caz, nu facem de capul nostru, dar trebuie spus că avem această mângâiere pentru cuvântul de îmbărbătare și de binecuvântare, fiindcă săptămâna ce ne stă înainte cu adevărat este o săptămână mai aspră, dat fiind și specificul ei. Iată, Mântuitorul se pregătește de sfintele sale pătimiri. Am putea spune extazi uh, extaz și agonie. Astăzi suntem exuberanți, o sana, petrecere și peste numai câteva ore, de fapt, de la acest moment a început uneltirea. Pe de-o parte îl avem pe Iuda, care sfâșiat fiind, rupt fiind, lepădându-se de învățătorul său, sfâșiat fiind de patima sa, iată va ajunge la vânzare de sânge nevinovat și nici asta n-ar fi fost de neiertat și până la urmă nimic nu este de neiertat, dar am spune că putea să aștepte măcar trei zile să vadă dacă cel pe care l-a vândut era cu adevărat cine spunea că este, fiindcă a zis: În trei zile voi învia. Ei bine, pe de-o parte, Iuda sfâșia de această patimă, pe de altă parte, alte patimi care uh, clocotez vulcanic în inimile căpeteniilor poporului, preoților, fariseilor, cărturarilor, mai marilor poporului mai marilor religioși și politici care, iată, hotărăsc, au hotărât că trebuie numai decât să-l suprime, să-l aducă la tăcere, să-l facă să dispară, să-l desființeze, am putea spune. Să-l desființeze. De unde a pornit această hotărâre? Sigur că ea mustea, dacă vreți, în toată această perioadă se vor fi gândit, era în germen acest gând, dar iată, el a fost exprimat, acest gând, odată cu această minune excepțională care s-a săvârșit și pentru care am pus o întrebare relativ simplă, dar să pornim de undeva discuția noastră. Mai aștept puțin, poate aveți și uh, răspunsul ca să vă dăruim o carte duhovnicească, dar am spune așa. Până vă mai gândiți și frățile voastre că uh, arhiereii, mai căpeteniile religioase, căpeteniile poporului au hotărât că trebuie să-l omoare numai decât, însă, dragii mei, era o problemă. Care era această problemă? Săptămâna aceea era. Săptămâna premergătoare sau zile premergătoare cu șase zile înainte de Paște, iată zile premergătoare în care se sărbătorea Paștele iudaic. Această, acest pesah, această, acest, uh, această sărbătoare pe care o țineau iudeii de la înamintirea minunii pe care a făcut-o Dumnezeu cu ei atunci când i-a scos din robia egipteană. Da? Deci trecerea aceasta a Mării Roșii, poate vă amintiți, și din desene animate au fost, să spunem așa, pentru copilași, trebuie măcar din punct de vedere al unei cunoașteri uh, generale, vă amintiți că uh, odată cu ieșirea din uh, Egipt, uh, S-au produs uh, minuni nenumărate și uh, uimitoare minuni uh, pentru a putea să-i scoată din robia egipteană. Ar fi excepțional dacă am avea timpul să vă vorbesc puțin despre Iosif și frații săi, dacă aș putea să vă vorbesc puțin despre Moise. Cât de minunată este povestea lui Moise, iată, prinț uh, egiptean de origine iudaică, foarte frumos, un rob care ajunge prinț și care mai pe urmă ajunge să-l înfrunte pe faraon, un rob care ajunge căpetenia poporului său, un eliberator și alesul lui Dumnezeu, el împreună cu fratele său, preotul Aaron și cu Miriam, sora sa, le vor conduce poporul prin pustie, lucruri absolut minunate, cum a primit această înștiințare de la Dumnezeu, dar, din păcate, timpul nu ne permite să facem o călătorie măcar a ieșirii din uh, robie, a acestui pelerinaj de 40 de ani prin, uh, prin pustie, în care, iată, niciunul dintre cei bărbații purtători de armă care au ieșit din robia egipteană n-a ajuns să vadă cananul, tărâmul făgăduinței, nici măcar moise, dragii mei, ci numai. Iosua, fiul lui Navi, Iisus Navi, cel care avea să îi urmeze, să zicem așa, ca lider sau la conducere uh, poporului și cel care a și intrat în, în Canaan. Ei bine, dragii mei, ar trebui totuși să ne întoarcem la momentul acesta, fiindcă nu, am, nu mai am timp să fac uh, uh, pauza cuvenită până să dați răspunsul, va trebui totuși să ne referim la momentul acesta extraordinar. I-a chinuit mult, să știți, pe farisei, pe, pe arhierei, pe preoți, i-a chinuit mult de ce? Pentru că întotdeauna pisma, invidia este chinuitoare, este o rugina a inimii și de fiecare dată când auzeau de o minune săvârșită de, de Isus, Nazarineanul sau Galileanul, se umpleau de pismă, se umpleau de invidie, de furie. Uh, și, bineînțeles, căuta o soluție care să stea în picioare uh, legată de, de starea lui, de învățătura lui. Bineînțeles că l-au găsit eretic și mai mult decât eretic l-au găsit că este hulitor, că a, a blasfemiat, că a călcat legea lui Dumnezeu într-un mod în care singura pedapsă care ar fi satisfăcătoare, să aducă satisfacție lui Dumnezeu, ar fi pedapsa cu moartea. De fapt, pe fond, trebuie să știți că el era atât de invidiat, în primul rând pentru că masele începeau să-l urmeze. Și mai mult decât atât, și dintre preoți, și dintre farisei, și dintre intelectuali, să spunem, deja dintre mai marii poporului căutau să cunoască învățătura lui. Și numai ca paranteză, vă voi spune un personaj absolut excepțional care. Știa fiecare cuvânt pe care l-a spus. Cine credeți că este acesta? Ei bine, Saul din Tars, un rabin foarte tânăr care va deveni ulterior procuror și care va duce la uh, condamnarea, la moartea multor creștini. Închidem paranteza, răspuns corect. Bine ați venit, Doamne ajută! Sărbuna, Părinte! Doamne miluiește! Mă numesc Gheorghisa, sunt din Constanța. Și răspunsul este simplu, așteptam să sune alții. Înviere, învierea lui Lazar, cel mort de patru zile. Da, acesta este răspunsul. Da. Așteptam să sune alții, dar dacă n-au sunat, m-am gândit să sun eu. Da, Gheorghița da. e nume de floare, că astăzi ar fi ziua dumneavoastră. Păi n-ar fi, că e de la Sfântul Gheorghe. Da, am crezut că este da. și o și o... Gheorghina, da, posibil, de la da, Gheorghița Gheorghina, posibil. A, ar da. fi puțin, da. nu? Ar fi puțin, ar fi da. ceva, 30% ar fi. E, e foarte e, delicat da. poporul ăsta al nostru da, care a da, dat da, nume da. de flori și da. fetelor și băieților. Da, păi vă mulțumesc pentru telefon și să spuneți de fapt dacă sunteți din Constanța, v-aș îndemna să treceți pe la librăria brâncovenească să luați o da. carte. Da, trec, că mie îmi place acolo, mai trec destul de des. Bine, păi se vede da. dacă ați știut și răspunsul înseamnă da. că aveți o da. preocupare. V-ați da. împărtășit astăzi? Nu, am lăsat în noaptea de înviere. A, o să participați la Sfânta da. Liturghie? Da, da, aș fi vrut astăzi, dar am zis că... Deci nu numai, de că, că, nu numai că o să luați lumină, o să participați și la slujba de înviere, la liturghie. Da, 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 da și atunci o să mă împărtășesc. Da? Bine. Da. să râna, vă părinte și... Doamne ajută! Vă îmbrățișez la mulți ani dacă spunem așa că Gheorghița vine de la Gherghina și atunci iese și ziua dumneavoastră. Tot așa într-un mic apendice dacă îngăduiți, astăzi sigur că sunt sărbătoriți cei cu nume de floare. M-am gândit așa să vă spun că numai de aici am putea să ne dăm seama că Dumnezeu a făcut toată creația aceasta absolut sublimă care, așa căzută cum e ea acum, este atât de minunată și a făcut-o numai pentru om, ca să se bucure omul de această lucrare a mâinilor lui Dumnezeu, care este, de fapt, a Cuvântului lui Dumnezeu, care este uh, zidirea aceasta. Și dintre toate, iată, parcă cele mai delicate și mai uh, uh, sensibile sunt, uh, sunt florile. Și mi-am dat seama că. Dragii mei, oricât ar fi fost de inteligente maimuțele, primatele, n-am văzut niciodată un gibon să ia un buchet de flori, de trandafir și să-l ofere uh, giboniței. Pentru că nu există acest simț estetic, această, acest simț al frumosului, deși probabil că și animalele au uh, uh, lumea lor fără doar și poate, dar niciodată nu s-ar fi putut face saltul acesta de la primată la om încât să admiri opera lui Dumnezeu și dintre toate cele frumoase, iată, florile și mai mult decât atât, în neamul nostru românesc și creștinesc, unde oamenii își dau, mamele își dau, dau copiilor nume de flori cât de frumos este lucrul acesta. N-am mai întâlnit la american, n-am văzut uh, uh, să pună nume de flori copiilor, poate de uh, lunile anului, poate altfel, dar uh, de flori uh, am întâlnit foarte puțin. Noi avem și uh, Dalia și uh, Viorica, și atâtea nume și de, de, de flori atât de minunate, încât uh, am văzut astăzi la biserică la noi uh, toți cei sărbătoriți, era un mănunchi așa un buchet atât de minunat, fiecare cu cu mireasma lui, cu darurile lui, un buchet minunat de flori pe care Dumnezeu l-a dat la bisericuța noastră și pentru care îi mulțumesc. Mai mult decât flori din acestea de grădină flori cugetătoare pentru care îi sunt recunoscător lui Dumnezeu. Închidem și această paranteză și ne întoarcem, dragii mei. Nu știu câte minute mai avem. În orice caz trebuie să vă spun un lucru. Ultima minune sau, mă rog, minunea aceasta a învierii lui Lazar uh, i-a enervat din cale afară pe toți. Și de ce? Pentru că fiind uh, Zilele premergătoare Paștilor, toată diaspora uh, iudaică venise, uh, era în, în, în Ierusalim. Cine era această diasporă? În primul rând, erau uh, mari negustori, împrăștiați prin toată lumea, de la Roma până în Persia. Mari negustori care erau și foarte influenți și foarte bogați și care își făceau din. Uh, aveau o datorie. Uh, religioasă, o datorie morală de a veni să facă paștile, mai cu seama dacă erau cu dare de mână, să facă paștile la Ierusalim. Această trecere excepțională pe care o sărbătoreau ca minune săvârșită de Dumnezeu când a trecut din robia bab babiloniană i-a trecut Marea Roșie, s-a desfăcut Marea Roșie și au trecut iudeii. Sigur, o mare minune, un popor binecuvântat, poporul ales. Și socoteau că această sărbătoare binecuvântată alături de Purim, de sorți, de alte sărbători, dar aceasta era una dintre marile sărbători care era ținută și oamenii din diaspora veneau la Ierusalim. Cine mai venea atunci? Mai veneau politicieni, oameni influenți care erau în imperii și aveau funcții și aveau posibilitatea să ajungă la Ierusalim. Toți aceștia, dragii mei, erau în Ierusalim și așteptau să înceapă sărbătoarea, marea sărbătoare a Paștilor. Și în acest timp, ce credeți că s-a întâmplat? Tot Ierusalimul a început să fiarbă, pentru că la câteva stadii de Ierusalim, în Betania, un uh, om foarte influent, Lazar, a murit și mulți dintre cei din Ierusalim că, care îi erau prieteni au participat la un moment excepțional. Sunteți în direct, bine ați venit. O să mă opresc puțin aici și poate re reușim să reluăm ideea. Vă rog. Alo. Suntem atenți. Să româna, Doamne, ajută, binecuvântați și iertați, părinte, pe toți cei care sunt în aceeași duhovnicie ca și noi, în același spirit duhovnicesc. Ce rugăminte am? Haideți ca să le iau așa, eu știu cum a zis dumneavoastră de la flori. Azi sunt și părinții, de exemplu, și copiii noștri care poartă numele de flori, și pe această care să le dorim la mulți ani și m-aș lega aici de stacheta care a spus-o dumneavoastră care zice, cei care, cum zice sunt Apostol Pavel, cei care stau să nu cred că stau că mai ziceți că o să cadă, ci mai mult, mai mult să, creștem duhovnicește și spiritual. Da, uh. sunt de acord. Așa da. este, Sfântul Apostol Pavel spune să nu cumva să credem că stăm din puterea noastră. Asta. Și nu stăm, de fapt, pentru că dacă stăm s-ar putea să o luăm în sens invers. Trebuie să dăm din, din aripi, care Asta. înseamnă un și mai, efort. Și mai presus decât aceasta. Vedeți dumneavoastră, cu cât omul luptă mai mult, cu atât piedici și spite, și necazuri și neajunsuri apar în, în calea lui. Dar problema este, iarăși cum zice Mântuitorul, cine luptă până la sfârșit, aceia iau cu nuna vieții. Așa este. Cel ce va răbda până în sfârșit. Până la sfârșit și va lupta până la sfârșit. Că de asta vedeți dumneavoastră că acum sunt cumpenele astea și mari cumpene să ne ajută Dumnezeu să putem să trecem peste toate. Ce cumpene? Asta se descoperă, dar vedeți dumneavoastră teoretic, dar practic, acum e mai greu să, să trecem, să, să trecem peste aceste toate ispite, toate neajunsuri. Suntem limitați, dar vedeți dumneavoastră cu ajutorul de sus putem să mai... Da. Să mai facem câte, eu știu, câte o autodepășire, auto, să nu rămânem în autosuficiență, în automulțumire. Mulțumim frumos, așa este, aveți dreptate, mai puțin cu faptul că suntem în, în, într-o în Noi mulțumim lui Dumnezeu, iată că la granițele noastre se întâmplă asemenea gro și noi am făcut Sfânta Liturghie așteptăm paștile, ne spovedim, ne împărtășim, se jerfește Hristos pe Sfânta Masă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Dacă avem asta, celelalte nu ne mai trebuie sau nu se vor adăuga toate, așa cum spune Mântuitorul. Căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Mulțumesc! Revenind la, la diaspora aceasta, la momentul acesta cu laser, dragii mei, aș vrea să, să, să prindem un... un, un, un un moment de uh, realitate duhovnicească, în sensul acesta de a merge împreună până în Ierusalim. Închipuiți-vă că sunteți un mare negustor iudeu, sunt, aveți magazin prăvălit la Roma, aveți corăbii și veniți în, în Ierusalim, să aduceți slavă lui Dumnezeu, vă întâlniți cu arhereul anului cu Ana vă a întâlnit, cu Caiafa, cu mai marii templului, cu membrii Sanhedrinului, după aceea cu, cu cei din familia dumneavoastră, puneți la cale mielul, paștile, sărbătoarea, toate celelalte, vizitați locurile de naștere și dintr-o dată ce auziți? Că un mare proroc s-a născut în Nazaretul Galilei și că acela i-a pus pe jar pe toți de la Ierusalim, pe mai mari Templului, și mai mult decât atât, ieri, în Betania, a înviat un mort de patru zile. Adică, nu numai că a făcut o minune, ci a refăcut această lume din nimic aproape, din elemente chimice. Este ca și cum noi am luat, dragii mei, țărână din pământ, am luat noroi și am face din el un om. Vă spun aceasta cu toată asumarea științifică a acestui moment, pentru că trebuie să știți că lazer după patru zile, iertați-mă poate sunteți la masă, dar lazer după patru zile nu era altceva decât o magmă negricioasă, o ciorbă organică și pe alocuri și elemente anorganice. Deci nu era cu nimic mai mult decât țărână din pământ. Ei bine, numai cu cuvântul Iisus Nazarineanul din Nazaretul Galilei îi spune Lazare afară. Această minune pe care a săvârșit-o, sigur despre care vom vorbi într-o zi, vă voi aduce vreo două studii interesante să vă arăt cum din punct de vedere științific îți rămâne mintea în loc la această minune și ești obligat ori să o crezi, ori să spui că totul este un bas șugit. Trebuie însă să vă spun că dintre cei care erau în Ierusalim din diaspora au participat la această minune sau au participat ulterior la masa pe care a dat-o Lazar în cinstea Mântuitorului la care a participat, au participat și Marta și Maria și sute de oameni din Ierusalim care au vrut să vadă această minune, au vrut să-l vadă pe Lazar înviat și care să le confirme cum că a fost mort și descompus, nu numai mort. Ei bine, trebuie să știm, dragii mei, că oamenii aceștia din diaspora vor fi cei care îi vor primi pe apostoli în călătoriile lor apostolice misionare și care vor fonda bisericile în, între neamuri, care vor fonda biserica lui Hristos între neamuri. Aceștia care au participat la acest Paște extraordinar, în care, sigur, abia evenimentele încep să se Succeadă cu o viteză năucitoare pentru că la masa aceasta în, la care am mâncat și Lazar, cel care vă dați seama patru zile a fost în mormânt, la masa aceasta numai decât vor fi fost și iscoadele arhiereilor care bineînțeles au venit și le-au spus așa cum uh, ulterior vor veni soldații romani și le vor spune despre învierea lui Hristos, iată acum le vorbesc despre învierea lui Lazar și în inima lor se sfătuiesc ca să ia viața și lui Lazar și lui Isus, Mântuitorul Lumii. Acesta este momentul, dragii mei, când arhiereii, căpeteniile poporului se hotărăsc să îl desfințeze, să-l suprime, să-l facă, dacă s-ar putea, ca și cum nici n exista vreodată pe Iisus din Nazaret. Cel care, de fapt, este Dumnezeu și om, cel care este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, cel care este Mesia pe care ei, iudeii, încă l așteaptă și astăzi. Sigur, din punctul acesta de vedere. Avem aceeași așteptare, fiindcă și noi îl așteptăm pe Mesia, numai că noi îl așteptăm a doua oară. Mesia pe care îl așteaptă iudeii și pe care îl vor și primi nu este cel pe care îl așteptăm și noi. Nu este Isus Hristos, ci va fi o persoană născută din uh, femeie, născută din uh, împreunare trupească. Despre asta vă îndemn să citiți Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Până atunci însă iată hotărârea sinedriștilor de a-i lua viața cu ce retorică, dragii mei, cum că este mai bine să moară un om pentru popor decât să moară poporul. Sigur, este un nonsens, este o contradicție în termeni, fiindcă, bineînțeles, cel pe care îl consideră un simplu un întemeietor de religie nu este altcineva decât Mesia. Ei bine, sigur că evenimentele se succed, tot Ierusalimul fierbe, toată lumea a aflat despre această minune, toată lumea vrea să meargă să-l vadă pe Lazar, să confirme surorile, să confirme martorii oculari. Toată lumea este încredințată de acest lucru și se produce o emulație, se produce, dacă vreți, o, cum îi spunem astăzi, se viralizează, se contaminează, dacă vreți, tot Ierusalimul, dragii mei, fierbe, pentru că tot Ierusalimul vrea să-L cunoască pe Isus din Nazaret, pe acest mare proroc, de este Mesia să-L cunoaștem, de este înșelat, de asemenea, să îl cunoaștem, să vedem cum a reușit acest lucru. Ei bine, sigur că așteptările le vor fi uh, împlinite și anume că astăzi, deci la numai uh, foarte puțin timp de la sfârșirea acestei minuni, de la această masă uh, din Betania, uh, mântuitorul uh, după cum uh, ați auzit și în omilia uh, anălprea sfințitului uh, vine călare pe mânzul Asinei în Ierusalim. Ce trebuie să înțelegem din punct de vedere tactic sau politic? Gândurile celor care nu se bucurau, dincolo de faptul că Iuda nu se bucura, știm foarte bine că mai era cineva care nu se bucura, iar aceștia erau, cum spuneam, arhiereii, căpeteniile poporului, mai mari, potentații zilei care hotărâseră după cum am spus să-l omoare și care însă se văd într-o situație extraordinară. Îl văd pe acela în urale că vine să dea o lovitură de palat, adică să fie înscăunat le, rege cu deasila, pentru că era un rege, nu-i așa? Pentru că era o conducere și mai mult decât atât erau sub ocupație romană. Ei bine, nici măcar romanii, nu vorbește niciun un evanghelist de vreun soldat roman care să se, să se fi împotrivit și să fie arestat pe cineva dintre ucenici sau chiar pe mântuitorul pentru o asemenea o brăznicie, dacă vreți, o asemenea rebeliune care însemna majestate. Cum adică vorbim noi despre un împărat? când împăratul vostru este Cezarul. Ei bine, vă puteți închipui, dragii mei, câtă lume era acolo în cât erau copleșiți, probabil că stăteau ascunși soldații, fiindcă sute de mii de oameni l-au primit în aplauze și în urale pe Iisus din Nazaret, căruia îi spuneau. Regele nostru, împăratul nostru, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Era primit ca un rege, era o chestie iminentă că poporul care mâncase pâine, iată, 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, mâncase răpâine. Deci putea să le șteargă datoriile, putea să le facă culturile de grâu, nici nu mai conta să muncească pământul dacă acesta împăratul lor putea să le dea pâine pe destulate. putea să îi învieze din morți cu termenul de să invie, dar sună mai românește și mai teologic să invieze din morți în cazul în care ar fi fost răpuși într-un război. Deci, acesta putea să le dea totul, și cele ale Pântecelui, și cele ale vieții. Deci, era o chestie iminentă că îl vor pune Rege. Și totuși, dragii mei, nu pentru asta a venit în Ierusalim. Dacă ar fi fost un simplu om, un simplu visător, un simplu farsăr, bineînțeles că n-ar fi scăpat această ocazie extraordinară încât să se așeze pe tron. Cine dintre cei de acolo ar fi îndrăznit să se, îi se opună? Probabil că toți ar fi devenit obedienți datorită acestui, acestei forțe pe care o dădea poporul, nu? Această putere care emana de la, de la popor și care în, în, în aplauze și în entuziasm, îl ducea către tron. Ei bine, dragii mei, evenimentele s-au succedat cu o asemenea repeziciune încât cei care se gândeau astăzi, ieri să-l omoare și pe el și pe Lazar, și care unelteau, căutau o soluție, iată că astăzi sunt uh, uh, dispuși să negocieze, să găsească o soluție, astfel încât. Uh, poate că vor reuși să își păstreze locurile, de pe care de altfel uh, vom vedea că le va, le va sub, subrezi odată cu biciuirea din Templu. Uh, își vor fi, se vor fi gândit că trebuie să-și apere uh, privilegiile, că trebuie să-și apere averea, că poporul știe despre compromisurile pe care le-au făcut despre înțelegerile pe care le-au făcut cu stăpânirea romană pentru a-și păstra averea și pozițiile și acum se vor fi gândit iată totuși poate este ocazie cine știe când acesta ar putea să ne aducă beneficii și mai mari poate să ne eliberăm de um, jugul acesta de stăpânirea romană deci era atât de limpede că acest uh, anonim până mai ieri, acest fiu al Teslarului, pe care îl cunoșteau foarte bine, nu sunt surorile lui și frații lui la noi, nu-l cunoaștem noi pe tatăl său care este Teslar, acest om de condiție mai puțin decât medie, acest om care știe carte deși n-a fost la școală, acest om care aduce o învățătură cu totul nouă, acest om care însă este urmat de tot poporul, poate că va reuși să facă ceva în interesul nostru. Ei bine, însă omul acesta care trebuia să se urce pe tron avea să renunțe la tron, dragii mei, sau să refuze tronul și să se urce de bunăvoie pe cruce. Săptămâna care urmează, dragii mei, ne, trege, ne trece de la extaz, de la osana, de la Duminica Florilor, la Miercurea Vânzării, după aceea la judecată, după aceea la răstignire, la moarte și în cele din urmă, la cruce, bineînțeles, și în cele din urmă, dragii mei, la înviere. Aceasta este săptămâna pe care... Uh, sau care ne stă înainte și pe care o așteptam. Aceasta este dorirea inimii noastre care este rodul cel mai dulce a vieții noastre duhovnicești. Această săptămână în care noi mergem, intrăm în urale împreună cu Hristos în Ierusalim, după care bineînțeles vom trăi agonia aceasta, frica aceasta de moarte și ne vom risipi cu toții dacă bineînțeles nu vom participa cumva în fiecare seară, fiecare zi, dimineața la Sfânta și Dumnezească Liturghia Doarurilor mai înainte Sfințite, joi bineînțeles liturghie, dar denile de seara la ora 6, 17, 18 în care vom merge împreună cu Domnul, vom participa la vânzare, la arestare, la judecată, la sentință, la răstignire, la bătăi, la scuipări, la loviri, la bagiocuri, după care răstignire pe cruce, după care suspans, după care soarele își va ascunde lumina sa, fața sa, și va fi o nouă noapte, o noapte nefirească, ca să se adauge la cele două nopți în care a stat în mormânt, și, bineînțeles, totul se va umple de Lumină. Va cădea întunericul peste lume, va cădea disperarea peste lume, agonia peste lume, și, dintr-o dată, după trei zile, totul se va umple de Lumină. Pentru că, dragii mei, Natura capătă un alt sens, natura umană capătă un alt sens și tu și eu, de fapt, în cele din urmă, suntem Lumina. Dar nu lumina aceasta cu foton, ci lumina aceasta necreată cu care urmează să ne unim fiecare dintre cei care îi urmăm lui Hristos la moarte, la îngropare și după aceea la înviere. Cu această nădejde, dragii mei, vă dau o întâlnire săptămâna aceasta în fiecare zi, când este o săptămână de tăcere, până când ne vom întâlni din nou la învierea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.